așa, și așa. Cum se merge ce malene, de 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 așa. Și ne joacă lângă mine, de 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 da. Să și eu mă trufolos. Bă, dar ce energie pe aia. Și-n viață norocos, măi, de 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 da. Că și eu sunt mătători, de 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 și așa. Că-s la mama mândră flori, de 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 da. Bacă ta cu foc și dor, măi, de 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 și așa. Pe placul românilor, măi. E scutoasă, bravo. E scutoasă, are swag, are haz. Vii din Bucovina, ce frumos! Îmi place foarte mult Bucovina, bunicul meu era de acolo. Mulțumesc! Peisajul ăla de poveste. Știi să faci clătitele alea din Bucovina? Aproximativ. Da, sunt foarte bune. Dar tu știi să le faci, Alexandra? Ia să ne faci nouă, că... Dar știi să le mănânci? Noi ne oferim să le testăm, nu da, e nicio problemă. Dar și noi, okay. Fel, liniștit, că trebuie să aduc acum, dacă am deschis subiectul, cred că o să trebuiască să fac. Ești foarte tânără, dar pare așa foarte matură, foarte hotărâtă. Am început să cânt de la vârsta de 3 ani și acum 10 ani, am făcut ieri. De asta, se vede experiența. Cea care deja o carieră de 7 ani în spate? Mulțumesc. Cu cine ai venit în seara asta? Astăzi am venit cu mama și cu tatăl meu, care mă însoțesc la orice concurs, la orice eveniment și vreau să le mulțumesc din tot sufletul. Ce frumos că sunt alături de tine. Și eu de când eram mică îmi doream cel și cel mai mult ca să ajung aici pe scenă la România au Talent. Vezi? Ce frumos. Ți-ai îndeplinit visul. Și acum să sperăm că o să mergi mai departe. Ce ai face dacă ai câștiga marele premiu? Dacă aș câștiga marele premiu meu, aș merge cu tatăl meu la un spital, dar nu din România, ca să-l fac bine. Ca să se facă bine. Pe tatăl tău? Da. Tata, mai de mult, a avut o tumoră la măduva coloanei și de atunci nu a mai putut merge. Stăteam pat. Acum este mai bine, deoarece plecăm la humor aici, la noi, la o terapie. Îi face masaj, oricum acum este mai bine, simte piciorul, pentru că înainte nu-l simțea. Eu țin la părinții mei foarte mult. Îi iubesc foarte mult. Și eu când o să fiu mare, eu aș vrea în primul rând ca să mă fac întăreață și pe urmă eu doctoriță. Ca să ajut oamenii. Emoționați, părinții, e absolut normal. Și ea s-a emoționat. E normal, dar e foarte frumos că sunt aici cu tine și... și uite, că te-ai susținut de mami, ce emoționată. Hai, să nu vorbim de emoții, că... Nu! Mami, a fost foarte bine! Mulțumesc. A fost foarte bine! Oh, îmi poate să emoționa și ea. Oh, fiubită mea! Hai, să fie pe fericire! Exact! Hai. Lucrurile sunt foarte clare, asta s-a văzut și mă bucură și mă liniștește că ai ales ceva, chiar dacă ai o poveste emoționantă de familie, dar ai ales ceva care să meargă omului la suflet. E foarte important când un om, un artist, datorează publicului doar talentul său. Mulțumesc. Dar ei, dacă vor cumpăra un bilet, și eu aș cumpăra un bilet la spectacole tale, dar dacă mă vezi afară să-mi faci semn să mă bagi așa în rândul întâi, da. Este pentru că omul, în general, are nevoie din partea artiștilor de o îmbărbătare, de o rază de speranță. Da. Mulțumesc. Tu ești sortită să fii o mare artist al nostru. Mulțumesc. De tine depinde.
pe lângă talentul pe care l-ai, care e indiscutabil, eu cred că în seara asta ai dat și o lecție de siguranță de sine pe scenă, foarte importantă, pentru că ești foarte tânără și mi-a plăcut enorm. Ai cucerit din secunda în care ai intrat pe această scenă. Mulțumesc! Deci, din partea mea, este clar un da și vreau să aud ce spun și colegii mei. Da și de la mine! Mulțumesc! Andy? Da și de la mine! Și Florin? Da și de la ei! Deci cu 4 de da, mergi mai departe în etapa următoare. Mulțumesc!